Bună ziua, Lis. Așa este. Acesta este locul pe care stă premierul Victor Pont. Aceasta este sala în care șeful executivului se întâlnește de fiecare dată cu toți oaspeții de rang înalt care ajung la Palatul Victoria, la sediul guvernului, fie că vorbim de șef de state, șef de guverne sau directori instituțiilor financiare internaționale. Aici se decid măsuri importante pentru economia românească. Aici se iau angajamentele guvernului în fața Fondului Monetar Internațional, a Comisiei Europene sau a Băncii Mondiale. Și tot aici se poartă și Negocierile, când este vorba de schimbări politice în structura guvernului și chiar în aceste zile se caută variante pentru cabinetul Victor Ponta 3. După ce USL-ul s-a rupt, iar liberalii au plecat de la guvernare. Salonul alb este situat în apropierea biroului premierului Victor Ponta. Acest loc a fost între 1990 și 2000, a fost locul în care se țineau ședințele de guvern în cabinetul Radu Asile, Mugurii Sărescu și Victor Ciorbea. Iar un alt element extrem de interesant este acela că până în acest moment nicio echipă de televiziune, niciun jurnalist acreditat pe guvern nu a mai transmis în direct din această sală.